Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou clip pe canal. Eu sunt Vlad și astăzi vom face top 20 regional. Știu că n-am mai făcut niciodată, cred că, pe acest canal sau vreun videoclip de genul pe acest canal, dar aceasta este prima oară, iar ca să nu-l fac singur, astăzi îl avem invitat pe... CB Gabi! Salutare, salutare tuturor! Bun, mă, Gabi! Sper că m-aud bine. Da, te auzi destul de bine. Întrerupem un pic clipul pentru sponsorul nostru de astăzi, care este GamePrize. Ce este această aplicație foarte, foarte tare prin care poți câștiga bani jucându-te jocuri? Și când zic jucându-te jocuri, mă refer la o mulțime de jocuri. Ei bine, cu această aplicație, dacă te joci jocuri și faci tichete, tichetele le vei putea transforma în bani. În momentul în care îi transformi în bani și ajungi la o balanță de $10, îi vei putea scoate pe contul tău de PayPal. Dacă descarci aplicația de pe linkul din descriere, vei primi și tu $2 pe care îi poți folosi aici. Iar după care va trebui doar să te joci joculețe, să faci tichete, să-i transformi în bani. În momentul în care ai transformat în bani și ai ajuns la suma de $10, vei apăsa pe retragere. Dai din nou retrage, iar aici va trebui să spui tu niște informații personale, cum ar fi orașul unde te-ai născut și data și ziua de naștere. Ok, prieteni, după ce ați completat aici toate informațiile voastre personale, va trebui să vă puneți contul de PayPal, după care să apăsați pe bifă și să dați submit. Va trebui să așteptați iar în 3-5 zile lucrătoare, veți primi banii aceștia pe contul vostru de PayPal. Revenim la clip. Ok. Mă, băieți, astăzi vom face top 20 de regional. Știți că e prima oară când fac acest lucru. Gabi știe că el a mai făcut de vreo 20 de ori, cred că, pe canal, la el. Am avut aproximativ. Oricum aveți canalul lui în descriere, duceți-vă și la el să-i dați subscribe dacă cumva nu-l cunoașteți, dar știu că toată lumea îl știți, deci... Mulțumesc. Ok. Deci, bă, Gabi, cum stă toată treaba, gen? Gen, m-am uitat la tine pe clipuri așa mare, dar simplu, nu e nimic complicat. Intri pe la rank, dai la regional și facem top 20 regional. Adică intri pe top 20 și reacționăm la costumațiile lor până ajungem pe top 1. Și reacționăm bine. Eu dau note după cam cât de veterani sunt playeri, adică după costumațiile lor, nu știu, dacă are PES-ul 1, sezonul de eroic, așa, dau 10. Dacă nu, na, dau note mai mici. Am înțeles. Ok, da, deci... După cum ți se pare, e costumația, nu mă să da. Mine, știi? Începem cu număr 20. Uite-l pe fratele meu, Andreas, pe top 20 Andreas, direct. Andreas, mă. Care dau șansele. Wow. Andreas aici cu costumația lui, care își... Păi, vezi că stă bine. Stă bine. E bine, adică se atortează tot, e tot băiat. Nivel 80, wow! Uh-huh. MP5-ul ăla chiar dă bine. Dă bine rău cu costumația. What? E român sau? E român, da, e prieten de meu. Ia uite, mă. Deci ăsta cred că e primul cu care îl văd cu level 80 până acum. Prim. Da, e destul de ușor să faci level 80 dacă joci la puncte. Așa, după tine, cam unde s-ar încadra între 1 și 10? Unde ar fi? Costumația lui și își dau notă, bă, n-are nimic veteran, dar arată bine, le-a sortat foarte bine și i-aș da un 750. Da, și eu cred că ar merge undeva într-un 8, adică nu le-am eu cine știe ce, dar îmi place că e costumația tip școlar, știi, gen pantalonii, bluza, barba, tot s-a sortat foarte, foarte frumos. Da, bine, că când te duci la barbă, când te duci la școală, nu te duci cu barbă, dar măcar e pe acolo, e pe acolo. Vede, da. Bun, hai să mergem mai departe. Dacă e Halloween. Ok. Locul 19, Pisico? Da? Pisico. Ok, un costum aici și el, un costumaj veteran, zic eu. Acolo, dar e. Nu e român, dar e acolo. Ba. Se sortează bine cam tot. Da. Și Angelica cu Petru se sortează bine. Da, asta nu se face. Da. Are și... Păi, Și Thompson. Are și Thompson. Care se sortează bine. Ok.
Sincer, mi-ar fi plăcut să-l văd, nu cu părul ăsta, ci cu șapca aia, gen de la costum, s-ar fi asortat. De la bluză. Costumul s-ar fi asortat bine de la jumate în jos, cu tot cu pantaloni Angelical. Băi, eu zic că ar merge tot așa pe un 8, pentru că nu mă impresionează foarte wow, adică e tare, e bravo lui, gen. Mie cel mai tare de la costumat îmi plac pantalonii, dar cred că e chestia că nu i-am, știi, și de-aia cred că îmi plac așa mult. Dar totuși îi dau un 7, îi dau. Ok. E ok, chiar îmi place. Îi dau un 7. Îmi place, toate liturile cumpărate, adică e ceva. Ok, hai să mergem mai departe, la numărul 18, care îl avem pe... Ra 17. Ce costumație are pe asta? Bă, dar bluza asta eu n-am văzut până acum, e ceva veteran? Nu, e pe shop cu 600 de diamante, tot level 80 și băiatul ăsta. Level 80. Sunt curios dacă până la numărul 1 găsim pe cineva mai mare de 80. Da, cred că sunt destul de mulți. Bă, dar ce să zic, puritoarea nu prea se sortează cu mai nimic, bine, cu bluza puțin așa. În rest, băi, e tare costumate, numai că nu prea-mi place ochii, nu prea sunt eu fan ochii, în rest, papuci îmi plac, petul nu se sortează, șapca eu o purtam și mai de mult, e ok. Ar merge, gen, merge. E ceva mai așa, mai clasic, îi dau un 6 eu. Mie nu prea, nu știu, gen, așa după părerea mea, nu prea-mi place mie cum e geaca asta, adică... M-a așteptat să fie ceva mai wow la level 80 și pe asta zic, bă, trebuie să fie ceva mai așa, dar nu, aparent. Da, bine, depinde, dai seama, poate are multe pe cont, dar așa da, poate. Cred că merg și tot pe un 6, cam așa, pentru că na, geaca asta nu prea, și fața și asta nu. Ok, hai să mergem la level 17, să vedem aici, la level 17, doamne. Numărul 7. La top 7. Opa, ia vezi, bă. Oh. Deci, bă, n-ai cum, bă, what the fuck? Turchi. Turchi. Uite ce machiaj. Îmi place machiajul lui de data asta. Da, și așa tot cu tricou. Bă, aici s-ar încadra bine. Aici s-a încadrat frumos. Pantaloni de la BTS. E bine, papuci, îmi plac. Da. M60 să sortează cât de cât. Pieptul ăsta parcă, nu știu, e așa cam... Ieșit în evidență, nu? Nu știu, da, te las pe tine, dai tu o notă. Bă, pieptul îmi place, pantalonii bravo lui, gen, se mulează, se văd super, M60-ul la fel. Majoritatea cred că au arme Evo, dar ăsta cred că e a doilea care nu are armă Evo mână. Ba nu, a treilea, stai că mai era cineva fără armă Evo, nu? Nu mai rețin. Parcă da. În fine. Mă, eu merg pe un 8 la el. Îmi place. Da, păi e mișto, numai că nu prea sunt fan pantaloni ăștia, nu știu, i-am și eu, dar parcă nu prea îmi plac chiar atât de mult. Îi dau un totuși 7, mă, hai, e costumatea clasic așa. Ok, e costumatea ok, e un 7. Da. Ok, hai să mergem la top 16. Mamă, deci sunt mulți. Sunt mulți, deci până la unul cred că... Top 16, da. Mama, vigilentul, nu? Talent, băiatul. Talent. Aba, că numai e level 80. Da, level 73 și vezi că e top 17 la level 73, adică... E ce? Da, bine, că regionalul nu prea se ia niciodată după level, poate să fie și level 20, top 5. Hai că notificări dacă e... Dar e și... Nu știu ce țară e asta, China, Japonia... Habar n-am de unde e, dar nu știu, arma de mână nu prea se potrivește cu costumația, n-are. Da, dar vezi că nici pantaloni, gen, el și-a folosit cam tot costumul în afară, pantaloni și cap, papuci și cap. Da. Da, nu știu. Are vigilentul, dar gen ăsta a mai fost băgat, nu e așa... Da, nu e așa, wow, nu știu. Da, dai tu primul ăla. Cred că merge de un 6, așa. Gen, chiar dacă e top 17, nu? 17 sau nu, am pierdut și rău. Dar nu contează, topul, noi dăm strict pentru costumație și pe, adică eu așa faceam, gen. Nu știu, eu nu-i dau, eu dacă ar fi să intru acum la un meci la solo, văd player de genul ăsta, la clasic. E playerul la clasic, știi, care îl vezi da, pe da, lobby, da. Așa că îi dau un 5.
Îi dau un 5. Aha. E acolo, e bine. Acum, mă băieți, știți cum e, eu dau notele mele așa, cum știu eu, că el le are mai bine, el le dă notele mai bine. Gusturile nu se discută niciodată. Da. Bun, hai locul top 15, am ce fac cu locurile astea? 15, mamă, tot vicine. Îmi place părpăicioara. Da. Îmi place părpăiciul ăsta, am avut și eu odată. Papucii ăștia care văd că iau toți grămaste în ultimul timp. Da. Deci, masca se potrivește bine cu părul, cu... E ok. Da, merge destul de... de tip. Pantalonii, că un pic merge angelic, un albastru chiar se potrivea foarte da, bine. Da, asta. Sau roșu, da, gen, nu știu. Sau roșu, da. Petul n-are nicio treabă. N-ai. Dar cu costumația strictă, dar văd în meciuri că cu costumația asta chiar îmi place. Nu știu, îi dau un 7.50. Sau nu, un 7.20, dar după level. Îi dau un 7.20. 7.20, dar după level. După level, da. Bă, ce să zic, nu știu, gen, adică îmi place cosmația lui, îmi place chestia asta, chiar dacă n-are petul sau asta, dar la level 72, un Grand Master 6, mi se pare destul de bun, adică bănuiesc că e, bine, uite, ai zis că tu nu te iei după like-uri sau chestia astea, dar el are 16, are 16 bii, dar în fine, bă, eu cred că îi dau 7.50, pentru că ți-am zis, mie cam tot ce văd așa mai exclusivist, ca să zic așa, îmi place, adică nu sunt un jurat foarte, cum să zic eu, foarte extrem, așa să zicem, nu știu, nu pot să mă exprim acum. În fine, locul 14. Alin 28. Ia să vedem ce ne arată aici Alin. Cine prezintă? Opa! Place. Ia vezi, măi, mai diferit așa puțin cu AVM-ul ăla șmecher. Da? Și îmi place că au folosit și la profil imaginea aia așa, știi? Gen, bă, sunt aici. Da. Sunt aici, da. Am fost și voi fi. Bă, nu știu, îmi place petul ăsta. E mișto cu orice costumație, deși la sotezător cu AVM-ul. Adică arme și costumații ce țin așa mai spre albastru, închis sau deschis. Ceva înflăcărat așa. Cam mai da. Duce petul ăsta. N-am eu toate armele descărcate, deci nu o să vedem noi skin-ul pe sniper foarte wow, dar bănuiesc că e un skin destul de frumosel. Da, e un skin care costă vreo 10.000 de diamante. Cam asta era media. Vorbim de sume mari. A fost la un iPhone ceva interesant. Vorbim de sume mari. Bă, ce să zic, level 77 îmi place, costumația e top. Da, e ok. Măreneta la cură, măreneta nu, dar parcă măreneta cea mai scumpă. Machiajul ăla la ochi îmi place, părul e ok, papuci, doar cu pantaloni eu am ceva, e ok. Eu îi dau un 8. Un 8. Adică n-a ajuns nimeni până la 10 în momentul ăsta, deci nimeni. Da, nu... E mai greu pe regiunea, mai ales acum că abia s-a restat sezonul și sunt playeri mai așa acum în top, nu sunt playeri care au fost mereu, știi? Nu știu, îi dau un 7.50, aproape de 8 acolo, nu știu, un 7.7, na, un 7.70 care are level 7.7. Da. Mai au tot pe level. Acum dacă ar fi să ne luăm după badge-uri, după tot ce țin din profilul lui, cred că ar fi mulți cu nota 10, zic eu. Da, îți dai seama. Da, ar fi. Ok. Bun, hai pe top 13. Deja ajungem la băieții ăia grei, aproape. Mamă, ce greu. Ne-a dat țeacă. Ne-a dat țeacă. Machiajul ăla a stricat tot. Doamne. Machiajul ăla, acum ăla intră, da, nu mai zic. Eu cred că a făcut-o la troll. Eu mă opresc, te las pe tine. Eu cred că a făcut-o la troll, băiatul cească, bă. Măcar îmi place petul. Da, e okay, da, culoarea. Aia, cred că aia face toată treaba. Face tot, da. Păi, nu știu, aș merge pe un 5, că nu știu, gen... Da, păi și eu la fel tot 5, că e costumație full pantor, da. Da, mă aștepta la ceva mai wow, dar hai. Hai la top... Da, bă, păi, hai să mergem mai departe, că deja n-avem ce comenta la băiatul ăsta. Top 12. Top 2.
top 12, ia să vedem. Să fie cumva prima fată. Prima fată. Da. Prima fată și vezi că e îmbrăcată destul de ok. Da. Îmi place. Da, o costumație destul de ok. Dacă bine. Dacă atent la ea, chiar e ok. Pantalonii sunt super mișto, dar nu știu de unde e ăsta, chiar nu mai știu de unde e ăsta. Nu știu bluza cu acea regla, la fel, nu știu de ce nu mi s-a descărcat mie toate bluzele, dar arată destul de bine și așa. Da, e foarte bine, e cumpăr de la un diamond, machiaj destul de ok, acao maxa se potrivește cu da, tot. Da, da, mai ales acao, uite, prima armă Evo, cred că. Bă, mie chiar îmi place, eu nu-i dau un 8, nu știu, pentru pantaloni și pentru... A, păi merg și eu top 8, top 8, așa, mai ales că și prima fată... Da. Da, dar nu e vorba că e fată, dar gen chiar îmi place. Da, ești top 12, gen, e pe acolo. Da. Ok, hai să, hai să dăm una top 11. Top 11 și acum începe ăsta, mai grea așa. Așa, să nu zici că ăsta are costum... A, bă, ce era să zic că era costumația mea. Da, tot roșu. Da, mă. Bă, se potrivește, e mai tryhard, dar așa zici că nu e de român, e auto. Da, da, da. MP-ul ăla, mă, ce trebuie? Păi asta, tot așa roșu, gen, băi, când mă vezi în meci, tu să fugi, ceva de gen. Aha, hai să las pe tine. Bă, de data asta îmi place, mergi pe un 850, lejer. Lejer. Un 850, bă, nu știu, eu nu... Îmi place care ăsta. Nu știu cum îi zice, demon? Nu mai știu, habar n-am uitat cum îi zice la asta. A, satana. Așa, uite. Capul de satana, da. Da, capul ăsta a fost dat de vreo câteva ori, deci nu e ceva foarte veteran. Da, tricou a fost dat de curând, Angelica la fel. Mă, nu e ceva foarte veteran, dar le-a sortat foarte bine, știi? Și îmi place. Da, da. Îi dau un 8. Asta e bine. Îi dau un 8. E ok, băiatul. Da. Hai să mergem și noi la... Bun, și am avut un top... Top 10. Am ajuns în top 10. Uite-l pe Georgica meu ăla la prieteni. Băieții grei, mă. Băieții grei aici. Nu zic că și da, bă, nu zic că și el e român. Da, e român, e român, George. Ma. Are de. Mamă, și costumația, exact costumația de când știu eu, așa așa cu costumația asta. Bă, e bine, uite, puritoare se potrivește cu negru, chiar dacă da. E voi și ia gen, roșu cu negru, se potrivește bine, petul nu prea are treabă. Și Joker. Da. Da, bă, Jokerul, nu știu, e ok cu bluza așa și cu pantaloni, deși pantalonii aia roșii erau mai bine, Angelica lui roșu. Da, da, da. Dar nu știu ce să zic de costumat, îi dau un... Îi dau un 7.50. 7.50? Mie, da, sincer... De mare, chiar îmi place. Sincer, așa mie îmi place, mai ales că e și român, eu îi dau 8. Da, bine, mie nu prea face, nu prea îmi place fața de la Joker. Da, dar bine, nu știu. Bine, nu prea... Mai bine mă uit de la spate, mai bine îi dau notă de la spate. În fine, hai să mergem mai departe. Da, da. Top 9. Lider sau... Da. Suntem băiatul ăsta aici. Dacă vine pe lider. Uita-l. Ok, băiatul ăsta e, mai, e chiar de rumuri. Ăsta e tryhard da, direct. Mă pe o mașată în mână. Top, top papuce, au ce iau papuce atunci. Da, nu știu. Da, dar e... Da. Prezentarea. Mie mi se pare un player așa, știi, tip, gen, chiar dacă joacă mult, mai basic așa, hai gen, știi, mai lejer, știi, în care când intri cu el meci nu zici că, mamă, cine știe ce e ăsta cel mai wow sau cel mai bun, dar când joacă e altă treabă. Dic și eu după aia părere. Continuă. Așa, după mine... Tot, bă, un 8 ar merge și el. Îmi place, îmi place așa, că e și basic și nu și arată el cele mai tari costumații, dar îmi place. Da, eu, da, acum dau, gen, zic părerea mea strict pe costumații și cum e îmbrăcat, gen, ochii aia care, nu știu, ochii aia folosesc de obicei playerii care sunt mai toxici, așa, nu știu de ce, așa am senzația. Șapca aia și cu aia la gură, gen, capul ăsta, deci e... player toxic, nu știu, așa văd eu ce încă au costumație. Și parcă nu văd în meci, dacă te omori direct lolul, direct lolul până mori. Nu știu, așa îl văd de ce, așa, în fine. Dar dacă mai iau după costumație, nu știu, îi dau un 7, nu? Da, înseamnă da, că... Înseamnă că noi, până acum... Cel puțin eu, cred că am trăit toată viața într-o obiciune, nu mai pun ochii roșii, nu mai gata, că pe aia mi-au zic, băieți, că nu, dar
Asta e părerea mea, nu știu. Aoleu. Da, mă. Da, nu-mi plac mie. Da, duce un pic spre băiatul ăla Cron, Ronaldo, și domne, care joacă cu busul cu ăștia, nu? Duce un pic la costumații. Da, duce un pic. Pe asta m-am prins o leac așa. Top 8. Ia să vedem la top 8 ce. Că mi se mai încarcă și mie că nu mi se mai încarcă, doare. Ia. E de la servere, că cine mi se încarcă greu. Măi, e bine, băiatul. Da. Părul la moca strică tot. Da. Dar este ok. Venom. Da. Stau papucina, clasici. Da, bă, dar acum sincer să fim. S-au vorbit între ei, au zis, bă, ne punem toți papucii ăștia. Da, nu știu care e treaba, că toți îi folosesc. Uite, Petru se asortează destul de bine cu pantaloni, cu papucii. Te las pe tine, da. Păi, sincer, îmi place. Pieptul l-am mai văzut. De aici scădem, da. Scădem un punct, că pieptul l-am mai văzut. Angelica, nu, scădem că îmi place Angelica. Chiar dacă nu i-am, dar îmi plac. Papucii la fel, mai scad un punct, că toată lumea are. Adică nu puteați veni și voi cu ceva inovativ. Da. Părul îmi place, da, chiar dacă e moca. Cam asta e costumație de grandmaster. Când vezi în grandmaster match clasic, pieptul galben și pantaloni angelical. Cam asta e costumație de grandmaster, nu știu, așa. Dar eu stau și mă întreb acum, ei dacă ar lua gen, dacă ar muri primi și au mult, așa, din experiența ta, ți-ai luat așa mult? Gen, păi da, uite, am făcut un experiment acum câteva zile, când înainte să restez sezonul, în 39.000 de puncte, am luat cel mai mult 155 minus. Gen, m-am dus expres la butoaie să văd cât iau minus, știi? Și la solo și la 2 și la 4. Uh-huh. Da, și depinde de punctele care le ai. Da. În 20.000 de puncte e undeva la 120. Cum are el acum 15.000? Așa, undeva la vreo 100, 110 dacă mare primă de pe hartă. Deci recuperează în 2 meciuri, nu e ceva foarte wow. Da, totuși îți dai seama că pentru ăștia grandmaster și mai ales în top regional, bănuiesc că o minus pentru ei e... Da, da. Nu e. Nu e așa de wow cum pare. Da, bă. Înainte mai era, dar acum nu mai e. Că acum e destul de ușor să recuperezi și nu prea se mai ia minusuri acum. Pentru că la squad, dacă ai squad destul de bun, unul sigur scapă de Oliveira tot squad-ul, știi? Da. Adică nu prea mi s-a întâmplat chestii de genul ăsta. Mai ales la început de sezon mi s-a întâmplat când sunt meciuri grele, da, pe ei. De acum încolo sunt meciuri mai ușoare, nu prea iau minus băieți. Da, bun. Îmi place. Bă, un 7-50. Eu îi dau un 8, puțin mai așa, mărit. Mai... Deși cred că am sărit un pic mai sus, dar e ok. Mm-hmm. Rămân la 8. Bă, ăla strică tot în continuare. Da, nu-ți place Zeevenu. Mergem mai departe, top 7. O, păi ăsta nici nu mai citim. Alem, băia, talent. Descrierea, dacă eu citești, e perfect. Aha. Mai aveți, mă, ceva mai diferit măcar. Da, da. Bine. Arată bine. Are ceva, duce un pic spre costumația lui Vincenzo, așa, doar la corp, atât. Da, dacă avea un pantalon la gură și... Da, nu mai părul ăla. Și pantalonul e negru. Și părul alb, da. Da, părul ăla îmi place și mie. Nu, l-am. Bă, e unul, și părul e... Sau era veteran, nici nu mai știu, s-a băgat din nou, parcă, nu? Părul ăsta, nu știu, gen, nu știu dacă l-am și eu, parcă l-aveam, nu știu, dar știu că e, ăsta știu că l-au ceva playeri. Ăla alb știu că e mai da, veteran, dar ăsta știu că l-au cineva, l-au băieți. Da, s-a mai băgat de câteva ori. Mă, nu știu, Sergiu ăla nu prea are treabă, adică, nu știu, cu petul puțin. Dar a mers pe negru, așa, e ok, e bine, îi dau un 7.50, e ok. Chiar dacă e puțin mai diferit, dar nu-i chiar foarte, adică da, îmi place. Bă, ce zic, cred că tot pe 7.50 merg și eu, adică nu pot să-mi dau așa o părere prea wow, știi, gen... Da, nu știu, mie place fața, cum e cu ochelarea, cu machiajul, cu tot, dar... Tot aștept momentul ăla în care să văd pe cineva așa mai blind, mai așa... S-ar putea chiar acum, când ieșim și intrăm pe top 6, văd acolo ceva mai frumos... Uite, are și el ochii roșii. E și asta toxic. Da, dar nu sunt ochii aia, ăștia sunt mai aici. Hai să mergem mai departe pe top 6. Top 6?
Știu pe ăsta, ăsta are PS2. Ia. Are PS2. Talent, ți-am zis. Mama, asta, asta talent. Vrea să văd. Deci asta, asta merge țip la un, la un thumbnail ăsta. Papuci aia strică toți. Dar nu are toți. Mă, frate, ce au mă papuci ăștia? Că mi-i pun și eu, poate fac Grandmaster mai repede, cine știe. Da, bă, uite, îmi place tot costumat, e ok. Are Katana hip-o bandă. Merge. E, e ok, e ok. Îmi place și șapca aia. Șapca asta o, e tot de la Onelit sau care e treaba cu ea? Că tot văd la e player. E tot PS2. Șapca e de la PS2 plus e tot de la PS2. Aoleu. Așa, ăsta îl duc direct în nouă. Ăsta merge în nouă, îmi place. Păi, dar pe acolo mă opresc și eu tot în nouă. Îmi place. Dacă avea ceva, nu știu, și nu mă să ai PS2, nu mă să ai PS1, dacă avea, nu știu, sezonul 2 de Heroic și știa să combină toate hainele cu PS2 și așa, îi dădeam un 10, poate. Uh-huh. Dar e consumație foarte bună, îi dau un 9. Da, bă. Ăsta mi-ar plăcea. Bun, și mi să-l văd mici. Mai departe, mai departe, top pe top 5. Top 5, azi. Aici, de la tine, n-am să comentez. Costumul de vară, ok, asta înțeleg, îmi place. Costumul e de vară. S-a soltat omul cu anotim. Boieriu, bă, stai așa. Da, eu nu comentez, ți-am zis. Te las pe tine, eu nu dau notă, că e mereu star când e vorba de... Dar stai așa un pic, că... Acum, nu vreau să se înțeleagă greșit sau cumva să ajungă băieții la o concluzie că, bă, uite, Vlad Unăgâ s-a luat ceva de tine, de el sau nu știu ce, dar Boieriu nu era... E, da, e acel player care a făcut mereu probleme cat. Regiuni, să zic așa, acestei regiuni. Ok, mă, băieți, acum... Da, să... Okay, n-am nicio treabă cu el, n-am nimic, doar că nu vreau să comentez. Da, nu, asta zic și eu. Acum, băieții de pe canal, știți că și eu, la rândul meu, am folosit și eu hack-uri, nu zic că nu. Dar nu mă așteptam să-l văd în top 5, nu mă așteptam, sincer. Da, păi la început să zic la Blacklist, din câte știu eu, nu știu ce a făcut care Habanam. Am auzit că nu mai joacă cu hack, dar nu știu ce joacă Habanam. Nu mă bag. Bun, eu unul... Da, e de mai departe, e de mai departe, după aia o să iasă numai... Top 4, Turcă. Top 4, băi, top 4... Aceeași papuci, doamne, ce aveți mă cu papuci, pieptul acum? Aoleu! Titanul ăla din mână îmi place. A, are titanul, ok. Titan. A, am înțeles. Îmi place. Are un titan și cu petul se potrivește destul de ok. Da. Rest, nu știu. Nu știu, acum dă-i tu notă că ăsta deja am văzut prea mult dintre ăștia, nu știu, gen, nu știu unde să-i mai încadrez. Da, păi este player care în Grandmaster 7 și cam aia e, știi, pieptul, sens că în Grandmaster majoritatea Angelical și pieptul. Bine, și acum mai nou văd că vine și papuce ăștia care îi poartă toată lumea. Da, nu știu, îi dau un 7, na. Mai mult nu pot să dau, nici mai mult, nici mai puțin. Da. Păi, cred că tot pe la 7. Gen, mă iau așa după tine, că dacă ar fi să-i dau eu o notă, nu-i dau notă bune, că gen toți la fel da, și... după cum crezi tu, da. Zic, păi aia, că e costumat cam da, la păi fel, atunci de aia, tot în 7 s-ar încă, da, pentru că la fel toate costumațiile, am mai văzut, vreau ceva refresh, cum a fost băiatul ăla din sezonul 2. Uite o chestie care văd la el și nu am mai văzut până acum la niciun player, dacă te uiți atent la numele lui... are 73 la sfârșit, gen după level. Asta e tare. Da, gen, după oare și actualizează numele după fiecare level care le face, gen fight 74 și tot așa. Ar putea, da. Ar putea. Dominator și ninja. Bă, ești nebun. Bun, și intrăm în top 3 aici. Deci aici, da, aici dacă nu văd măcar aici, PS1 sau un criminal sau ceva, wow. Nu știu ce fac. Ok. Costumate care, da, talent. Da, papuci aia. Bă, ce aveți mă cu papuci ăștia, mă, băiatule? Bă, vă puteți mă și voi ceva mai nou. Bă, uite, mie îmi place. De la pantaloni și bluză îmi place. Le da, așa se potrivesc negru. Da, mi-e doar de ales că mai port. Capul nu prea îmi place. Nu-mi place aia de la gură. Nu știu. E la 1750. Da. Bă, hai să mergem în top, în top 2. Să vedem păi, top 2.
A, ăla sunt 8. Am uitat de notă la el. Top 2, bă, băiatule. Îmi place cum și-a făcut intrarea. E ok. 83, uite. Că ziceam de level, vreau să fă mai mare de 80. 83. Sunt player care joacă la puncte. Da. Bun, bă, puritoarea nu prea să se seamănă cu nimic. Petul ăla, chiar dacă n-are treabă cu nimic, îmi place. În continuare îmi place, nu știu, e ok. Parcă petul ăla se sortează cu orice, nu știu de ce. Papu, cine și mai discutăm? Joker, ok, dacă nu prea sunt eu pe Joker, ăsta e ok. L-aș purta și eu câteva meciuri. E, da, un 8-50. O, mie îmi place. Da, cred că îi dau un 8. Adică ar juca cu costumația lui. Da, bineînțeles, cine n-ar juca acum, să fim sinceri. Bun. Și top 1, cel mai cel, ăsta trebuie să fie cel mai cel, dintre cei mai tari. Bun, hai să vedem. A stricat. Bă, deci gata. Deci vreau de tot seama că ăla e nota 9 singurul. Topul regional. Ar trebui să fie ăla de pe 6 topul. Da. Ce să mai zic? Katana. Bă, pantalon ăștia nu mai știu unde a fost, dar cred că a fost destul de noi. Nu știu că am pantaloni, nu cred că am pantaloni. Papuci am, pieptul am. Katana se potrivește cu petul. Da, capul ăla nu prea. Capul cu pieptul n-au nicio treabă. Dacă folosea poate tot corpul de la iepure, era ceva. Nu. Da, cât e cât. Țestoasa acolo. Și-a, bă, băiat, top 1 ăsta, top 1. No, bine, că îți dai seama că are haine, dar fiecare se îmbracă cum le place. Dar uite, tu observi, tu te uite-te la elitul lui, gen, are vreo câteva elituri care e numai 3-3-3-3-3. Ok, da, asta e ceva, da, asta e ceva nou. Da, mai sunt player care fac cum sincer, asta. Acum ăla a rămas singur cu level nou, ăsta cu nota 9. Da. Singurul care mi-a plăcut, cred. Chiar dacă au fost ceilalți destul de faini și destul de bine îmbrăcați. Dar uite, ăsta m-a făcut top. Dar, schimbare, top 1, dar nu mai avem papuce aia, mă. Da, e o schimbare măcar. Chiar dacă top 1, eu îl încadrez spre nota 7, nu-i dau mai mult că nu-mi place așa costumație, gen aceeași costumație aș putea face-o și eu și nu sunt top 1 regional. Da, bine, nu știu, eu îi dau un 5-50. A, așa, uite, mai da, nu e... Da, băi, da, ăștia au fost top 20 regionali, cei mai cei, eu sunt pe 99 plus și cred că mai jos de atât. Și... Da, acum, dacă vreau să ne dăm și note între noi, gen, că așa facem eu la fiecare clip. Bine, făceam înainte, mai fac. Bă, da, ar fi ceva, uite, îmi place, dar la tine nici mai ce să mai zic, mă, că gen, tu ești deja... tot îmbrăcat, elegant. Dar nu știu, este costumație clasică la mine că o port, adică e deja, nu știu, ai nivel 80. Dar faci destul de repede nivelul, nu? Mai ales acum. Nu, din ce în ce îl faci mai greu de la level 80. Dar, gen, în sensul meu că am 50, cred că până la 60 aș face dacă m-aș juca. Îl faci, da, îl faci mai rapid, gen, dacă jucam amândoi aceleași meciuri, eu cât fac eu un level, tu ar trebui să faci cam 5 levele, la level 50. Băi, mie îmi place, faze că nu-ți văd papucii, că nu știu, nu mi s-au descărcat toate resursele. Deci papuci de la un elit, tot roșii ca costumație. A, ok, deci e bine. Sezonul 10, place, și îmi place că ai șapca aia cu tot cu mască. Și ochii aia roșii. Da. Dar nu sunt aia care nu-mi plac. Stai, eu abia acum observ că nu avea șapca pus așa pe ochi și nu-i se vedeau. Ai ochii roșii. Te văd așa puțin mai greu. Da, nu pot să... Nu, n-am ce comenta aici. Și băi... Da, dar nu-s ochii aia. Nu-s ochii aia negru cu roșu, ce nu-s, dar era aia roșii. Se mișcă așa, se potrivește cu anumite costumații. Ca notă, eu, cel puțin eu, așa după părerea mea,
ca notă, pentru că na, nici nu te-ai îmbrăcat acum de, hai să ne îmbrăcăm de 10 ca să... Da, îți dai seama că m-am îmbrăcat de note, nu m-am îmbrăcat de note. Asta e costumația mea care o folosesc în 80%. Mai tot timpul. Mai joc, da. Ținând cont că ai level 80, costumația ta da, level 8. Bine, petul strică tot la mine. Nu e problemă. Eu abia acum observ că pisica asta e așa de mică față de celelalte peturi. Da, eu așa o folosesc de când s-a băgat, o folosesc mai pisica, am luat toate emoțiile de la ea, e talent. Mm-hmm. Da, deci cam în 8, gen, îmi place. E tare. Bun, și acum hai să dăm și e nota, ia să vedem. A, la mine deja s-a stricat treaba. Ia să vedem katana aia în coasa, vita mai coasa, e mare ca tine coasa asta. Da, păi ce pot să zic, îmi place măcar că n-ai papuci aia care, să știi. Na, păi dar, nu, dar nici nu i-am, asta e chestia, că nu i-am. E bluza, bluza e o bluză care din păcate am ratat-o și n-am luat-o și e o bluză care îmi place, mai ales pe fată îmi place bluza asta. Dar nu știu, gen au fost două costume diferite sau e bluza asta merge și pe fată și pe băiat? Da, merge pe, și pe fată și pe băiat, a fost la top. A, e mișto, mișto. Bă, nu știu, așa că o costumație full... Nu știu, nu vreau să exagerez să zic că îți dau ție notă, no, băi, așa, păi 7.50. Pe costumația asta, un 7. O, un 7, păi, în seama că mă încadrez bine, mă, top regionale acolo. E bine, nu știu acolo pe top 20. Da, da, e bine. Da, ce să zic, mă băieți, cred că acesta a fost clipul de astăzi. Îi mulțumim lui Gabi că a fost alături de noi și ne-a onorat cu prezența lui. Oricând, oricând. Noi ne vedem data viitoare la un alt videoclip și nu uitați și voi de un like. Adios! Ceau, ceau!